Bine, afară cred că câte grade sunt acum afară? Bă, nu știu, dar noi avem vreo 400. Deci curg apele pe noi. Ai, Doamne. Saună din aia. Bun. Începe tu, hai. Zi despre motorul meu, da. Bă, nu știu ce să zic. Ce îți place, ce nu-ți place? Că trebuie să existe și minusuri. Minusuri? Poziția la mâini ar fi un minus. Adică e prea jos? Da, dar aia poți cu un... înălțător. Un înălțător, un ghidon. Mă, el, poziția, că aia ziceam și eu pe filmare la mine. Scărițele la mine, uite-te unde vin. Vin un pic la jumate așei, poate înspre partea din spate. Și la tine sunt partea din față. Da, stai să-ți arăt cu mine pe motor. Să pentru mine. Vino pe partea asta la altă. Dacă nu-l las pe cruz. Pentru mine, genunchiul ăsta mai sus. Păi da, asta e o poziție mai sportivă, asta nu e un... E mult mai ok, deci poziția de mers așa, dacă aș avea și mâinile un pic mai sus, ar fi perfect, deci nu mi-ar mai trebui... Păi el are, ăsta are cadrul de la sportivă și de aia și zic că el e un naked, dar el e un naked super sport, cum ar veni, adică de aia și poziția la scăriță e mai în spate, el te ține mai adunat pe motor ca să poți să mergi mai sportiv. Oricum, eu n-am un mers sportiv, eu am un mers de cruz, așa, de normal, deci nu mi-s agresiv, dar ce mi-ar place la al meu ar fi chestia asta, să-l am și eu aici, de exemplu, așa. Adică să ai tu scărițele mai în spate. Dar da, cred că asta se poate schimba, scărițele sport care posibil, le... Posibil, da, aș putea, da. Uite, vezi, eu, asta ține și de înălțimea mea, de corp, de om. Eu, uite, chestia asta, nu știu, și eu de multe ori ai văzut, mi-ai spus și tu că fac așa. Aia ține și de costum, poate, dar și tancul ăsta e mare, e aici, te ține aici mult. Da. Ce îți place la el? Tot îmi place. Mi-e frică că mi-au și eu. Mi-e frică că băi, e super fain. Cai are, tu te plângeai că nu trage de jos. Nu trage de jos, trage. Dar n-ai nevoie. Da, trebuie să-l ții mult în ture. Dacă îl ții viteza în care trebuie și te joci cu vitezele... Bă, pe drumurile astea pe care mergem noi acum pe aici, pe clisură, că nu știu dacă v-am arătat, suntem pe clisura Dunării, pe drumul ăsta nu trebuie să-l ții, adică mergi în trepte, dar poți să mergi sub sânture. Dacă vrei super sport, fii super sport, nu mai ai ce să cauți cu ăsta. Dar pentru el, cum e motorul și pentru ce ai făcut motorul, e perfect, ți-am zis. Și prinde de jos, are cai destui să-l iei de jos să te duci, ca al meu, de exemplu. Al meu ți se pare ție, nu știu de ce ți se pare ție că e mai de jos mai agresiv. Nu. Știi ce am observat? Eu diferența nu o văd între a meu și a tău. Ba, de a plecarea de jos, de la ba, pleacă mai tare de jos al tău. Poate și de la tobe, că nu mai ai catalizator și de la tobele astea schimbate, asta având catalizator, probabil că de-aia simt așa. Posibil și asta, ar fi eu și asta o posibilitate. Deci zici că putere o simți că e mai bun, la putere frâne, mă gândesc că se simt că sunt mai noi. E generație mai nouă, da, și frânează mai bine. Da, computer de bord celălalt n-are rost să discutăm că... Na, da, are tehnologie mai multă. E clar că trebuie să le aibă pe toate. Pe mine nu prea mă interesează ăștia, gadgeturile și astea, mă interesează cum merg. Ba, ai mișto cu gadgeturi. E fain, da, pentru aia care vor să asculte muzică, să aibă un... Navigația e un plus, e perfect. Care navigație e cel mai tare lucru, aia e singurul lucru care mă interesează. Suspensia, dar... ai simțit ceva la suspensie? E un pic rigidă. Da, e un pic rigid și el acum e pe modul de confort, nu e pe modul de race. E un pic rigidă, dar nu știu, e setată pe kilogramele tale sau nu. E setată am, pe tine? Da, am setat arcul de pe spate, l-am întărit puțin. Da, aia, observ. Eu sunt mai ușor și probabil de e aia făcut și uite-te și cu mine pe el, că nu cred că o fac cu tine. Aproape toată cursa o face la telescop, ceea ce n-ar trebui să se întâmple, știi? Cu tine pe el. Da, adică trebuie să-l mai interesc un pic pe față, ca să poată să fie mai, nu mai știu, rigid. S-ar putea să fie prea rigid după aia. Cu mine pe el, probabil că tu fiind mai ușor decât mine, ai simțit-o rigidă pentru că n-ai suspensia e întărită pentru mine. Da, suspensia e clară, am simțit-o și mi-a și venit asta în cap că e făcută pentru... Dar controlele la mâini cum ți se par? Adică ai încercat să umbli prin meniu, prin ceva să vezi? Nu, pe mine nu mă interesează chestiile alea, pe mine mă interesează să merg cu ea, să merg. De mișcarea, pe al meu nu te miști, ai văzut că nici eu nu mă mișc pe al meu așa. Ișaua la ăla, ișaua, cu toate că dacă te uiți așa la ele, nu pare diferență mare între ele, adică par la fel ca și... Ba, la tău, a tău e mai subțire aici. E mai subțire, da. E mai lat. Problema e că la al tău e subțire și aici. Da, e subțire aia, că acolo se lățește puțin. La mine aici e un pic mult mai larg. Da, el per total e mai un pic mai subțire decât al tău. Mie asta îmi place. Asta îmi place foarte mult și îmi schimbă total. Eu merg mai tare cu al tău decât cu al meu. Cu toate că pe al meu stau de 5 ani, 4 ani. Dar chiar de cât timp l-ai tu? 5 ani de zile. De când ai permis? A, permis. Permis am din 2008. Din 2008 și nu m-am cărat. Nu s-o cărat. Adică în Germania se fac ture așa
Nu, nu. O dată de două ori. Eu permisul l-am făcut în România, dar în România n-am avut motor. Nu prea am avut interes, nu a fost o prioritate motocicleta când mi-am luat permisul. Și în Germania l-ai luat și... Am avut un ZZR din, de 600 din 91, unul vechi, pe care am început așa să mă învăț un pic că... Mm. Na, făcând în 2000 o permis în România, nu prea te învăța mare lucru, numai poligon. Bun, mai ai ceva să mai zici despre motorul meu? Da, cred că mă bagă la datorii. Măi, el... Cred că mă bagă la datorii. Îmi strică banii. Nu știu, e super fain, e super fain. E pentru... Ce îi perfect. Adică nu pot să zic că putea BMW să facă ăsta sau ăsta sau lucrul ăsta. Bă, ca să-ți faci o idee, ar trebui să te cari odată cu Supersportul, cu RR-ul și trebuie să te cari și cu XR-ul. Cu ăla... Trebuie să vezi că ăla, eu ăla RR-ul, când m-am cărat cu el, când mi l-au dat în test drive de la BMW-ul, așa? Ăla a fost, cred că, singurul motor în care m-a fost frică într-a treia să bag mâna full în gaz. Deci n-am putut să bag, m-a fost frică. Pentru că cu tot cu sistemele puse, atât de multă putere avea și nu-i diferență, că ăsta are 165, ăla are... Ce se întâmplă când îi bagi în gaz la ăla, ce se întâmplă? Atât de tare începe să tragă, atât de repede începe să tragă și face... Stabil, îl simți stabil. Da, e stabil, e stabil, nu se compară. Dar atât de tare face viteză... Aia ține de ce ai aici, cred că... Se poate și de aia să țină, dar îți spun eu, trebuie neapărat... Și de experiență, bineînțeles. Trebuie să faci o tură cu unul de la, bă. Neapărat trebuie să faci o tură. Pentru că nu-mi plac alea, nu m-au plăcut. N-are nicio treabă ăsta. Cu ăla n-are nicio treabă, n-au nicio tangență, nu. Mă închipui. Nu mănâncă din același blid amândoi. Mă închipui că te duce mult mai tare, te cară mult mai agresiv și mai, dar te și forțează pe tine ca. Știi ce mai mi-s curios? Mi-s curios să văd că noi amândoi ne-am făcut ieri plinul. Amândouă de 1000, ăsta e generația, hai să zici că un pic mai nouă. Ce un pic mai nouă, că e de 12 ani mai nouă. Cât 12 ani mai nouă. 2007. 13, 15 ani. 15 ani. Și mi-s curios să văd când o să ajungem în Orșova, să facem amândoi plinul, să văd care e diferența la consum, dacă e vreo diferență. Dar cât ai tancul tu? Stai. De 16 litri. Nu, oricum facem plinul și vedem cât o consumăm, nu are importanță. Eu am iară 15 litri. Păi da, și când facem plinul vezi cât intră. Când facem plinul vezi cât intră, nu contează cât e tancul, știi? Da, da, da. Ideea e că amândoi ne-am făcut ieri plinul și acum o să facem amândoi plinul să vedem cât bagă el, cât bag eu. În mod normal la tine am văzut acum că îți mai arată o linie numai sus, la mine e deja la jumate. Da. La tine numai o linie, parcă am văzut. La ăsta ia pune contactul. Nu m-am uitat la... Stai să văd. Stai că ți arată prima dată kilometri total și după aia ți arată tancul, cred că. Așa arată consumul, mai 120 km, mai fac cu plinul și uite, e un pic sub jumate chiar. Bine, asta ține și de... Cum să mergi până aici, dar am mers cam la fel, nu am mers mai tare unul sau mai încet. Și la tine mai ei. Dar asta oricum o să închei filmarea în Peco după ce am făcut amândoi plinul. Acum e inclinat. Acum e inclinat. În fine, eu când am văzut era peste jumate la el când m-am dat da, el în motocicletă. Da, e o linie dusă. Da. La mine, dar liniile sunt mai mari. Bun, mersi că ați fost alături de mine. Ăsta e motorul meu. Acum o să închid filmarea asta. Și pentru voi probabil că va fi ultima filmare, dar filmarea de dinainte o să fie despre părerea mea despre motorul lui. Hai, ne vedem din Peco.